Bună, dragilor! Astăzi vom citi împreună o scurtă povestioară numită Creanga de Aur. Să începem! Trăia odată un prinț care avea o grădină mare și bogată, în care se afla un copac cu o creangă de aur. Dar vai, prințul nu știa că în grădina lui se află creanga de aur. Într-o zi, un om cu privirea șireată văzu creanga de aur în grădină și, îndrăzneț, merse la prinț să o ceară. Creanga de aur îți cer împrumut, prințule. O creangă de aur? De unde să-ți dau? Așa ceva nici eu, nici zeii nu au. Ea nu există decât în povești și în visul din zori. Omul șiret îl întrebă. De o voi găsi în grădina ta, mi-o vei da? Bine, să fie a ta, a răspuns mirat prințul. Nici nu sfârși bine vorba că omul cu ochii vicleni alergă în grădină, de grabă se sui în copacul bătrân și apoi se întoarse vesel cu creanga de aur în sân. Prințul de pe tron privea și șoptea nedumerit, cu ochii pierduți. O creangă de aur, ce sunet vrăjit! Supărat, se uită la omul care fuge prin gard și simte cum sprânceana îi se întunecă și palmele îi ard. Dar totul e zadarnic acum. O creangă de aur în grădină aveam și eu, prins nătâng, nu știam, nici măcar nu știam.